început să-mi placă șofatul, de fapt, dinainte să obțin permisul. Acasă stau în afara orașului și trebuia de fiecare dată să stau după părinții mei, să mă aduc la bazin sau în oraș și eram foarte încurcat. De când mi-am obținut permisul de conducere, deja lucrurile au început să stea altfel. Mi-am creat și o pasiune pentru condus, pentru că mă relaxează foarte tare și îmi place să conduc foarte mult. Eu zic că sunt prudent, în limita siguranței conduc destul de tare, dar în limita siguranței, eu să mă știu în siguranță, desigur. Părerea mea este că sunt destul de tolerant cu ceilalți în trafic. Pentru că și eu am fost începător și mi-am murea și mie motorul la început de mai multe ori și am sperat să fie ceilalți indulgenți cu mine și așa am zis că o să fiu și eu. Și eu zic că sunt. Cu toate că șofatul este una dintre pasiunile mele, timpul mi-l dedic în totalitate înotului. Am venit să învăț să înot la vârsta de 9 ani, după o întâmplare mai neplăcută la mare, în concediu eram cu părinții mei. Era să mă înec, dar nu era foarte grav, eram la o piscină și apa nu era foarte adâncă, numai că eu m-am speriat și de atunci am hotărât împreună cu părinții mei că ar trebui să învăț să înot. Desigur, nu am venit prima dată la bazin cu gândul de a face înot de performanță, dar am progresat foarte repede. În 2-3 luni de zile am trecut de faza de inițiere și am trecut în grupa de performanță a domnului antrenor Viorel Ciobanu. Eu eram foarte, foarte competitiv și îmi doream să devin cel mai bun și am reușit să progresez foarte repede și în acea grupă și am ajuns la niște performanțe frumoase. Să te oxigenezi, să te relaxezi un pic. Primele mele concursuri nu erau extraordinare. Țin minte, primul meu campionat național a fost la 10 ani la Arad și cum eram la început, mă clasam pe locul 40-50, dar eram foarte ambițios și vreau întotdeauna să devin mai bun. Am început să iau prima mea medalie individuală la un campionat național la vârsta de 13 ani, în proba de 50 de metri flutre, țin minte, la Bacău. De atunci am simțit acea plăcere de a câștiga și de a fi pe podium și n-am mai vrut să dau jos de pe mine acea emoție. Nu cred că eu am nimic în plus față de ceilalți notători care își doresc să facă performanță. Cred doar că eu îmi doresc mai mult să devin mai bun decât am fost și îmi doresc foarte mult să ajung în topul mondial. Pentru că îmi place să muncesc, știu că altă opțiune nu este și îmi place foarte mult ceea ce fac și mă dedic 100% acestui sport. Niciodată nu cred că mi-a trecut prin cap să renunț la acest sport. Indiferent de cât de greu mi s-a părut, cu timpul am acumulat experiență și știam că asta înseamnă de fapt sport de performanță. Că trebuie să fie greu și mie asta mi-a plăcut. Asta probabil m-a și diferențiat de ceilalți, pentru că îmi plăcea să fie greu, la ce era greu eu mă pricepeam și asta probabil m-a lansat așa deasupra celorlalți. Vreau 3-3 asta. Aceeași. 3 doar cu labe, 3 doar cu mare. Da. Anul trecut, în calitate de junior, am reușit să obțin medalia de aur la campionatul mondial de juniori în Singapore, în proba de 100 de metri spate. Și cu acea medalie de aur a venit și biletul meu de participare la Jocurile Olimpice de la Rio. A fost o senzație foarte, foarte plăcută să văd steagul României deasupra steagului Marii Britanii și al Statelor Unite și de atunci chiar am fost foarte motivat să arăt lumii că și românii sunt în stare de aceleași lucruri pe care sunt și ceilalți în stare, chiar mai buni. E un pas înainte, participarea la Jocurile Olimpice. Sper să acumulez cât mai multă experiență și informații și să-mi îmbunătățesc stilul meu de antrenament psihic și fizic. Eu sunt într-un progres continuu de câțiva ani de zile și nu am de gând sigur să mă opresc aici, iar dacă eu voi reuși să îmi îmbunătățesc iarăși timpii mei cei mai buni acum la Jocurile Olimpice, eu voi fi foarte mulțumit. Cu timpii realizați și performanțele personale de acum, sigur pot să spun că sper la o semifinală cel puțin, dacă nu chiar și o finală olimpică. Și sunt destul de realist, spun eu. Este chiar realizabil acest lucru.